Regia, dacă mai avem, că eram cuprins așa într-o discuție foarte furtunoasă cu doamna doctor și discutam despre prevenție și despre modul cum se face prevenția în alte țări din Uniunea Europeană. Și doamna doctor amintea că sunt o serie de țări, cum ar fi Suedia, spre exemplu, unde 80% dintre fumători au votat legea privind interzicerea fumatului în spații publice. Și când, atunci când la noi erau discuțiile, pentru că au altă responsabilitate civică și pentru că sunt educați. Deci, în străinătate, da, cetățeanul este educat că trebuie să aducă plus valoare în societate. Plus valoare înseamnă că el merge, produce, da, nu numai pentru el, ci și pentru comunitate. Țările supra-dezvoltate își cuantifică așa. Scoaterea unui om din producție nu înseamnă numai boală pentru omul respectiv, care este cea mai gravă până la urmă. Sigur că da. Boala își pune impactul pe organismul nostru, dar înseamnă și faptul că întreprinderea pierde forța de muncă, că omul ăla nu mai produce nimic, înseamnă plată de concedii medicale și așa mai departe. Ei sunt altfel responsabilizați încă de mici și educați. Ei sunt educați să rămână sănătoși, pentru că știind că numai muncind poți să aducă cum spuneam, plus valoare lor ca și indivizi, familiei și comunității din care fac parte. Noi nu suntem așa educați. Dar totuși, sistemul ca și structură este bun pentru ceea ce avem noi, pentru populația noastră, pentru că el cotizează toată lumea. Unii mai mult, că e procentual din venituri, alții mai puțin, și în mod normal ar trebui să beneficieze toată lumea egal. La fel. Doar că în sistemul din România intervine programarea. Intervine programarea, nu o programare reală. Intervine programarea cu nu cunoști pe aia de acolo să-i dai un telefon, că eu vreau să ajung mai repede. Să fac analiză. Exact. Și ajung eu medic în situația în care am dat un bilet de trimitere unei persoane pentru profilaxie, care ar putea foarte bine să facă și peste 3 și peste 4 luni, și unei persoane cu adevărat care are nevoie de acele investigații acum nu-i găsesc loc. Așa am e. Fost de multe ori în situația în care, să știți că am pus mâna pe telefon și am zis, eu te rog, caută-mi un loc. Păi mai repede de 7 zile, păi mai repede de 10 zile. Păi și asta dacă nu te vorbim de laborator, nimeni. Dar dacă vorbim de CTRMN, deja acolo e cu lunile, da. Sau te duci la plată. Deci nu te înțelege, pe tine profesionistul nu te înțelege sistemul, că pe mine trebuie să mă înțeleagă, că dacă eu am pus mâna pe telefon pentru pacient care nu mi-e nici mama, nici tata, nici sora, înseamnă că eu am nevoie de acele investigații ca și profesionist. Am nevoie de ele, da? Se pare și că atunci este totuși un abuz asupra sistemului prin acest număr uriaș de investigații care uneori se dovedesc inutile? Dar nu sunt inutile, domnul doctor. Pentru că multe dintre ele... Vreau să aprind discuția, okay, adică, pentru că sunt oameni care spun, domnule, și-a făcut cu tare RMN și nu are nici pe dracu. Când vorbim de RMN și CT, acolo, și n-are de acolo fapt nimic. Sunt inutile. Eu vorbesc aici de pachetul de analize. Vorbesc de cel de la medicul, da, de familie. De aia analize asta altă de treabă, bază. Sigur că da. Da, o hemoleucogramă, o glicemie, o ureocreatină, ceva pentru ficat. Deci eu vorbesc. Restul investigațiilor de mare tehnologie trebuie motivate foarte serios. Păi, bun, și dacă okay, se dovedesc că nu au fost necesare? Păi, ok, dar chiar nu răspunde nimeni pe planeta asta. Nu răspunde nimeni, după câte știu eu. Când ai, păi, numai noi trebuie să avem registre și fișe. Numai noi cu liniuță când punem un diagnostic. Bun, haideți să vă întreb nu, ceva dar care... Dar nu, domnul doctor, că avem aceleași care anexe, mă doare. Deci, haideți să vă întreb ceva diagnostic... care mă doare. Cum considerați eficacitatea sistemului sanitar din România? Deci, aia vă spuneam. Pentru ce structură socială are societatea noastră, nu s-ar putea ca și în străină, nu s-ar putea, de exemplu, ca și în America. În America e ca și la Casco, da? Da, vă rog să vă continuați, ideea e foarte interesantă. Dacia Audi, da? Așa. Ok, și vine firma de asigurări și îți face prim consult și zice, ok, doamna, consumați alcool? Nu. Fumați? Nu.
Vă place carnea? Nu. Mai face și un bagaj minim de analize, colesterol, trigliceride. Își dau seama acolo, este un pachet de analize. Când și dacă pacientul zice că nu bea, noi ne dăm seama dacă bea. Okay? Și zice, ok, asigurarea dumneavoastră costă 3 lei. Dumneavoastră, doamnă, fumați? Da. Consumați alcool? Din când în când. Da, meserie sedentară, că nu pot să-l minți că lucrez în sala de sport. Da? Meserie sedentară aveți? Da. Câtă mișcare faceți? Băi, ultima oară am fost la mall între teșgheaua cu săpunul și teșgheaua cu parfumuri. Și 5 metri într-o lună. Da? Bine. Ok, nu, asigurarea dumneavoastră o să fie 6 lei. Pentru că eu, firmă de asigurări, mă uit la tine, mă uit la tine și zic, tu, conform studiilor, ai un risc ca la 50 de ani să mă coși foarte puțin. Pe când tu, cu atâția factori de risc, da, risc ca la 50 de ani să mă coși foarte mult. Și atunci cotizăm după factorii, da, de risc pe care îi avem și pe care, culmea, n-ar trebui să-i avem, că ar trebui să-i putem controla ca să rămânem sănătoși. Dar firma de asigurări gândește foarte... Da? Deci mie îmi trebuie bani ca pe ăla să-l tratez și logic că ăla care are mai mulți factori de risc va plăti mai mult. Noi nu cred că ne-am permite așa ceva. Pentru că la noi procentul este din salariu, nu plătește fiecare cât poate, dar exact cei care nu pot să plătească foarte mult din cauza a tot ce v-am spus, da? Că înseamnă stare de sănătate, că este evident, nu? Factorii guvernamentali, inclusiv politicile sanitare, influențează starea de sănătate. Cât de bine poți să te îmbraci, cât de bine poți să mănânci, pentru că una este să cumperi, nu știu, carne de pui da, de calitate mai inferioară sau orice de calitate mai inferioară și altceva este să poți să-ți permis ceva un pic mai bun, nu? Deci, în legătură cu banii care i-ai în buzunar, știți că și starea de sănătate. Am pacienți care sunt pensionari și trăiesc amândoi dintr-o pensie de 1.500-2.000 de lei, de trebuie doctor, din ce trăiesc cu oamenii ăștia. Știu, am suferit foarte mult pentru că am fost într-un cartier, știu, știu. Amândoi am lucrat în zona se străduie cât pot de mult. Ca noroc că mai au copii care îi mai pot ajuta. Da, sigur, și că, îi ajută. Bine, dar e valabil nu numai pentru noi, că e valabil pentru toată țara. Haideți să vă spun ceva. Eficacitatea unui sistem sanitar dintr-o orice țară din lume se măsoară prin rata mortalității evitabile. În țara noastră, rata mortalității evitabile este a treia cea mai ridicată din UE. Păi asta este rata mortalității evitabile. Bine, sunt mai multe acolo. Bine. Accesul la servicii. Evident. Păi asta este rata mortalității. Exact ce spuneam, că dacă eu, profesionistul, nu pot ca să-mi pun un diagnostic definitiv, nu? Deci am o suspiciune clinică și nu mi-o pot confirma și amân pacientul ăla. Haideți să luăm exemplul cancerelor. Sunt trei cancere vindecabile. Da, cancerul de sân la femeie, cancerul de col uterin și cancerul de colon și rect. De ce li se spune vindecabile? Pentru că evoluția lor este foarte lentă. Și dacă sunt descoperite în stadiu precoce, exact, pot fi vindecabile. Evident. Dar am, de exemplu, cancer pulmonar, am cancer gastric, unde pe lângă că, iau exemplu cancerului pulmonar, pe lângă că pacientul este un fumător și atunci când încep să apară simptomele, care oricum sunt așa, nu? Că tușește, că îl doare spatele, că are un pic de dismeie, de disconfort și le amână că știe că din cauza fumatului și el are un viciu și nu este educat ca să renunțe la viciul ăla, că de-aia e importantă educația. Bă, ok, ai viciul ăla, fumezi, dar... Tu faci trebuie un să control știi că în fiecare an, măcar. Faci un control măcar sigur, în fiecare sigur, an, da? Da? Și atunci el, pe lângă că amână, evoluția este foarte rapidă, nu? Pentru de multe sunt statistic, din câte mi-amintesc, rata de supraviețuire la 5 ani fără intervenție este numai de 25%. Da, foarte mică, deci da. Vorbim de cancerul de colon și rect, care între pre și debut sunt undeva la 14 ani. Așa și e. Vorbim de cancerele, exemplu cancerul pulmonar, unde toată evoluția până la exit este foarte scurtă. Și atunci
în cazul cancerului pulmonar, deja este super tehnologizat, cu ce l-ajut pe omul ăla? Eu trebuie să fac profilaxie, să-l sensibilizez, să vină și în momentul în care deja există acolo ceva modificări din cauza fumatului, atâta să stau pe capul lui până vine și el pe mine să mă convingă să mă las de fumat, da? Așa ar trebui să funcționeze. Știți care este cel mai apreciat medic din țară? Da, doctor Google. Este exact. Prima părere, noi suntem a doua părere. Da. Dar să de știți... De ce? De ce s-a ajuns aici, doamna doctor? Dar nu este ceva specific numai României. Am o prietenă în străinătate și întâlnindu-mă cu ea, la un moment dat, așa din vorbă în vorbă, zice, a, păi da, eu când mă duc la medic, zice, cu o săptămână înainte, zice, citesc tot ce pot pe internet și zic, și te duci la medic și ce faci? Dai lucrare de control, vezi dacă e spontan în răspunsuri. Păi zice, vreau să văd dacă știe despre boala mea. Păi zic, stai un pic că omul ăla a ajuns medică, l-a evaluat, totuși, câțiva profesori, deci știe că, nu știu, nu... Și mai este un aspect pe care trebuie să-l înțeleagă pacienții. Ce facem noi în cabinet? Nu este toată munca noastră. De multe ori mergem acasă și toate cazurile care le-am avut, așa, mental și pe rând, și le prelucrăm. Exact, și ne gândim, uite, acolo când vine din nou pacientul, trebuie să fac asta și asta și asta și asta. Până la urmă, gândirea unui medic nu se termină niciodată. Și chiar dacă poate nu ne crede nimeni, că poate avem conversații, dar de multe ori m-am trezit că mi-aduceam aminte de un pacient și în timp ce conversam pe altă temă, în creierul meu se deru, uite acolo, așa trebuia să fac și trebuia să mai cer poate și analiza aia sau să fiu atentă când vine deci cu analizele la să rezultatul un medic ăla. Responsabil, doamna doctor. Toți facem așa, domnul doctor. Știu și caz. Acum nu, hai să ne discutăm despre tagma noastră, să discutăm despre bolile pacienților, că e mai simplu, că toți avem păcatele noastre dacă stăm să o luăm așa, acum, sigur. Că suntem oameni și noi. Important e ca cei care ne privesc să înțeleagă că întotdeauna în fața unui medic, da, găsește deschidere, dar una este dacă intri pe ușă direct cu scandal, da, și cu pretenții, nu intri ca să vorbești exact cum ai vorbi cu tine, da, hai domnul doctor, nu, ascultați-mă, dacă intri trântind uș, răgnind, păi dreptul meu, păi nu știu ce, păi și medicul e om și zice, da, păi am stai un pic, chichilincă, e a treia oră când aud pe ziua asta. Da, doctor, noi încercăm în general în conversațiile noastre cu pacienții să-i sensibilizăm, da. Să știi ca data viitoare când vin să-și fac un mic opis, o mică schemă. Da. Ia, în ultima vreme tușesc, respir mai greu, obosesc mai repede, parcă din când în când am frisoane, parcă din când în când am transpirație. Toate astea sunt amănunte pe care medicul le poate folosi în cursul consultației. Da. Dacă omul vine pregătit. Dacă vine și zice, mă simt rău. Și atunci începe de-abia conversația, anamneza, cum zicem noi. Scoți foarte greu aceste amănunte, da? Da, mai ales dacă nici nu cunoști bine pe pacient care a văzut acum 10 ani. Nu v-ați confruntat cu situația că pur și simplu avea impresia că pacientul nu are răbdare să vorbească cu tine. Da, este era și asta un aspect, doamna doctor, pentru că oamenii sunt timorați, au grijă, se tem de medic, se tem de halat, se tem de conversația cu medicul, se tem să nu le găsești nu știu ce boală. Și atunci ajungem de multe ori la altceva. Haideți să vă mai spun ceva. România este pe locul 6 în comunitatea europeană la consumul de medicamente. Și pe locul 3 la consumul de antibiotice. No, bine, și atunci, deci la consultație nu vin cum trebuie. Păi facem automedicație, doamna doctor. Facem automedicație de la doctor Google. Da. Da, ce să zic. Și ajungem în situația uneori că vine cu câte o infecție bacteriană, cine știe pe unde, urinară sau mai știu eu ce, și nu mai ai ce să-i dai, nu mai găsești. Da, ajungem în situația în care vine cu o disfuncție hepatică după 4 tablete de paracetamol. Da. Nu conștientizează că abuzul de medicamente
până la urmă este o substanță chimică și abuzul de medicamente este una dintre cele mai mari greșeli care poți să le faci ca și pacient. Schemele terapeutice, da? Da, am avut pacienți care au venit, păi am înghițit 6 tablete într-o zi că am avut febră. Păi, dar de ce nu m-ai întrebat pe mine? Că febra aia poate fi tratată și în mod corect, nu numai sigur, prin abuz de medicamente. Asta este lipsa de educație, domnul doctor, că la medic, până la urmă, ar trebui să te duci ca la un prieten. Ați auzit că anul viitor, 2023, Casa Națională de Asigurări vrea să introducă prevenție obligatorie și dacă nu te duci să-ți faci examinările de prevenție, vei fi amendat? Da, felicitări, că tocmai vă spuneam la începutul emisiunii. Dar vi se pare genul ăsta de acțiune coercitivă? Da, mi se pare foarte normal. Vi se pare potrivită? Deci exact ce vorbeam noi despre a induce frică și motive de depresie. Dar n-ar fi mai bine să-i oferim ceva? De fapt, în afară de asta, hai, fă-ți analiză. Nu, trebuie pacientului să-i oferi. A, în loc să-l amendezi, să-i zici, domnule, hai, fă-ți analizele, da? Trebuie și dacă ți le faci, trebuie să fac o reducere la impozit. Ar trebui să facem chetă și să le oferim și niște cursuri cum se face promovarea sănătății. Cui? Și educație. Celor de la Casa de Asigurări? Da, că nu mai e modern da, să e faci okay. Promovare negativă. Da. Modern este să faci promovare pozitivă din toate punctele de vedere. Adică vii, te stimulezi, nu că nu vii și te pedepsesc, că nu mai e ok. Suntem totuși în anul 2022. Nu pot să constrângi oamenii că vor face fix, vor acționa fix pe dos invers de cât te aștept. Exact. Deci nu o să ai... Nimic nu merge prin măsuri dintre astea de constrângere. Nu a funcționat niciodată în istorie așa ceva. Știți, mi-aduc aminte că am participat la o discuție cu Anșan în urmă la nivel de minister. Exact pe tema asta de a introduce obligativitatea și penalizări. Și până dar și ministrul din acea vreme a fost de părere... Până acum am medici, am ucere și cu pacienți. Da. Și ministrul din acea vreme a fost până la urmă de acord cu ideea că ar fi mai bine de fapt oamenii să fie stimulați. Așa da, cum așa li se oferă este, reducerea aia de impozit dacă îl plătesc primele la, trei exact, luni ale anului, așa ar putea să îi se ofere și o astfel de reducere, un procent, două. Asta trebuie să fie abordarea. Sau altceva. Păi, dar noi vrem să ne apropiem de un oameni, nu vrem să le declanșăm reacții negative față de profilaxie. Noi vrem să vină în cabinete și să ne asculte, pentru că sigur sunt și discuții care la un moment dat îi deranjează pentru că ei știu că nu vor să facă, dar trebuie să vrea să te asculte și să-ți dea posibilitatea ca să-i faci consilierea respectivă. Ori dacă, mai ales pe tineri, ce pe tineri poți să-i constrângi astăzi? Poți să le pui restricții? Păi tinerii nu o să vină, uite, n-am chef să vin, să văd câți bani o să-mi iei. Sau... Hai să vorbim de bani. Nu? Cum vi se pare faptul că foarte mulți din colegii noștri medici de familie nu vor să acceseze programul acesta PNRR? Exact aceeași chestie ca și în promovarea pozitivă. Sunt acolo, au fost induse niște idei că păstă 5 ani, nu știu ce se întâmplă, dacă renunți la praxis, trebuie să dai toată suma de bani. Eu am văzut câteva comentarii pe grupurile noastre și s-a discutat foarte serios. Eu chiar am rămas așa, multe comentarii și ziceau, păi dacă mor în ăștia 5 ani, ce las pe copiilor mei datorie de 50.000 de euro? Deci vă dați seama? Păi de-aia n-au accesat, pentru că în prima fază... Deci lumea se teme. Se teme, da. Evident. Se teme că după ce va aduce facturile va avea controle și o să-i se ia banii și știe că n-au de unde să-i dea înapoi. Absolut. Deci se teme, pentru că ai banii ăia. Evident nu că o să primești banii aia, doamna doctor. Bine, nu primești aparatura. Sau pentru cei care vor face renovări, primește firma okay, care deci face renovări. Ai acces la o renovare, ai acces la aparat. Bine, eu ziceam, ai banii aia. De ce nu-i dai? Pentru că, sigurat, o să-i vezi pe pereți, o să-i vezi în cabinete. De ce trebuie să pui acolo și sabia deasupra capului? Pentru că totul este capului. Contabilitate, de fapt. Da, totul este contabil. Pe așa nu o să acceseze și tot în același stadiu. Păi să știți că asta e necazul, da, că nu se accesează. Și atunci să-și păstreze banii, să-i folosească. Ce părere aveți? Sunt cu tronă îndreptăm. Scop zero.
Încotro ne îndreptăm totuși. Medicina românească și în special medicina eu de familie. Eu sper că ne îndreptăm spre iluminarea minților. Eu sper că la un moment dat, că răbdare 30 de ani am avut, eu sper în oameni care, apropo, că vorbeam de educație, da? În Finlanda erau pe ultimele loc ca și sistem de educație, da? Și la un moment dat au zis, ok, suntem... un miracol finlandez. Și acum sunt miracol, că au scos temele, că stau copiii numai 3-4 ore în școală. Deci trebuie, cred că, să ajungem într-un punct în care să zicem, păi mai rău de atâta nu se poate, eu zic să lăsăm armele jos și să trecem de partea aia tacticii, da? Facem așa 180 de grade, trecem pe partea aia, hai să facem și invers de cum am făcut până acum, că dacă tot nu merge așa, nu mai bine facem invers. Dar din punct de vedere al educației populației, nu se mai poate fără. Deci trebuie obligatoriu profilaxie. Trebuie profilaxie, medicul de familie să consilieze, medicul de familie să aibă timp să povestească cu pacient. Hai, nu medicul, personal în cabinet, da? Și să ai perioade în care te adresezi, nu știu, riscul fumatului, alimentație sănătoasă. Să ai niște campanii, de exemplu, săptămânale sau lunare, da, da, în care să încerci să promovezi, da, renunțarea, de exemplu, la fumat, da, în, în rândul, da, tuturor pacienților, da, care, da, ți-au intrat în cabinet. Ți-ai făcut Papa, da, Nicolau odată, da, la 3 ani, primești o reducere la, nu mai plătești 5% sănătate, plătești 4,8%. Da, ți-ai făcut mamografia, ți-ai făcut glicemia odată la 3 ani, plătești 4,7%. Le-ai făcut pe toate, plătești numai 3% la sănătate. Adică nu că n-ai făcut niciunul și tu o să plătești 6, dar de ce? Pentru ce să plătești 6? Că n-am făcut? Păi n-ai cheltuit nimic cu mine, nu? Și atunci de ce să plătești mai mult? Așa mi s-ar părea normal. Păi așa mi se pare și mie normal. Deci mi se pare normal ca să atragem oamenii spre profilaxie, nu să îi îndepărtăm. Nu? Deci în ultima instanță toată emisiunea noastră a fost despre profilaxie, da? Despre importanța promovării sănătății, evident, a profilaxiei, implicita educației pentru sănătate și despre, toată emisiunea noastră a fost despre sensibilizarea oamenilor de a se îndrepta cu încredere spre medici, da? Spre personalul medical și de a avea răbdare. Ai răbdare, du-te în cabinet și ai răbdare până auzi exact tot ce vrea să-ți spună medicul ăla. Da. Bun, stimați telespectatori, nu uitați. Înainte de a merge la medic, dați un telefon, faceți-vă o programare. Nu uitați, faceți-vă acasă o notiță, un mic opis, cu toate problemele pe care vreți să le discutați cu medic. Se întâmplă de multe ori că veniți în cabinetele noastre și uitați, ba de una, ba de alta și rămân problemele rezolvate. Haideți să încercăm împreună să facem mai multă profilaxie. Haideți să încercăm să fim mai buni, să fim mai onești și să facem tot ce putem pentru voi. Pentru voi cei care ne vedeți. În speranța că ați avut o dupămasă plăcută alături de noi, eu și cu doamna doctor vă dorim o dupăamiază și o seară plăcută. La revedere!